Peste 50 de angajați ai unei firme din Alba Iulia au fost păcăliți de patroana lor și au semnat contracte de credit, după ce li s-a spus că semnăturile lor sunt necesare pentru ca firma să se poată împrumuta de bani pentru plata salariilor. Eu am fost la bancă și am semnat niște acte pe care nu am știut pe ce sumă semnez și pentru ce semnez. Și pe urmă mi-au venit niște acte de la executare, silită că mi se pune apartamentul în vânzare. Avocații clienților păgubiți vorbesc despre o complicitate a funcționarilor de la bancă. Apărătorii susțin că aceștia nu ar fi trebuit să acorde credite fără garanții. De vină sunt și clienții, pentru că au semnat actele fără să le citească, recunosc avocații. A avut această mare greșeală că au semnat contractele de credit, au semnat și de ridicarea banilor, dar banii n-au ajuns la persoanele respective. Poliția a început o anchetă și a descoperit că patroana care i-a înșelat pe angajați a mai fost trimisă în judecată de procurorii DNA Alba Iulia pentru fapte similare. La Serviciul de Investigare a Fraudelor este înregistrat un dosar în care se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanei și complicitate la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanei față de reprezentanții legali ai societății.